Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Mai rău decât o persoană depresivă pe antidepresive este o persoană care dorește să învețe și psihologie. A citit maica mea, cred că undeva la vreo 1000 de cărți. Doar despre psihologie? Doar despre psihologie. Cum pot să manipulez copilul? Cum pot să-ți faci copilul să se simtă prost? Să-ți faci copilul codependent de tine? Țipete, urlete, trezit de foarte multe ori cu un pahar de apă în față. Noaptea când dormeam, de asta eu când dorm, am reflex de a-mi pune mâna pe față. Este adevărat că din profilul tău psihologic creese că ar fi trebuit să fii toxicoman și o persoană foarte agresivă, în special criminal? Da, așa reiese. Sunt o persoană autodidactă. De la o vârstă foarte fragedă mi-am dat seama că am o gândire complexă care, din păcate, mi-a cauzat multe probleme, mi-a spus Fabius, un tânăr cu ADHD, tulburare care l-a făcut să devină extrem de curios, adunând tone de informații din sfera medicală și nutriție. Familia nu a reușit să-l susțină financiar pentru a merge la facultate, așa că a învățat singur. Are prima platformă online de dietă și sport, ajutând sute de oameni să slăbească sănătos. Din profilul său psihologic, reiese că ar fi trebuit să fie toxicoman și extrem de agresiv. Realitatea însă este cu totul alta. Bună seara, sunt Antonia Fudulu și vă invit să descoperim împreună o nouă poveste de viață. Dragii mei, Fabius Antal este de această dată în platoul Spune-mi Cum pentru dumneavoastră. Bună seara, Fabius, îți mulțumesc că ești aici. Bună seara și mulțumesc de invitație. Să știi că nu cunosc foarte multe despre tine, însă știu că ai o poveste impresionantă. Astăzi voi afla și mai multe împreună cu ai noștri telespectatori. Știu atât că ești fost sportiv de performanță și pentru început aș vrea să ne spui câte ceva despre performanțele tale, după care să descoperim noi etape din viața ta sau alte etape. Bun, deci să începem cu sportul. Undeva prin clasa 5 am hotărât să mă apuc de basket, am încercat și fotbal, bunicul meu a încercat să mă trimită la fotbal, ca orice bunici nu știu care e treaba cu fotbalul, nu mi-a plăcut, m-am dus la karate, nu am vrut nici acolo și m-am apucat de basket. Am făcut 10 ani de zile basket de performanță, am fost în lotul național de juniori. Chiar dacă vin dintr-un oraș mic, am reușit să ajungem pe locul 4 pe țară, dar în același timp, pentru că mi-am dat seama că trebuie să îmbunătățesc calitățile de sportiv, ce poți să faci mai mult decât să te apuci de încă un sport? Și m-am apucat și de atletism, ca să-mi cresc performanța fizică, ca să nu mai... Adică când făceam basket, să fiu atent doar la execuții, să pot să joc cum trebuie și la atletism îmi antreneam partea fizică, condiția fizică, într-un cât meciurile de basket pentru mine erau foarte ușoare, pentru că efortul nu se compara cu a alerga în fiecare zi 12-20 de kilometri, sprinturi, sărituri peste garduri, aruncatul mingii la o cuoină și multe, multe alte sporturi, că le-am făcut pe toate. Și pentru cei care nu știu, am făcut... Colegiul Național Sportiv Cetate Deva, școala în care a fost și Nadia Comăneci, lotul național de gimnastică, deci îmi place tot timpul să spun că această școală este unică în România versus restul școlilor cu profil sportiv, acesta fiind un colegiu de sport în care erau cele mai mari nume din sport, cumva, versus alte licee care sunt cu profil sportiv. Și practic... performanțele au dus, am putut să fac performanțe până la sfârșitul clasei a 12-a, dar datorită faptului că am început să am accidentări, menisc, genunchi, glezne întorse, degete rupte, fracturate, de acolo mi-am dat seama că nu pot să continui și să-mi risc sănătatea, să mă duc să trec în următoarea în ligă, și atunci am pus stop și m-am apucat de fitness. Deci începusem oricum să cochetez cu fitness-ul undeva de prin clasa 10-a. Pentru că mi-am dat seama că am nevoie și de o masă musculară ca să pot să înving pe teren, să pot să mă impun. Și cam asta a fost cariera mea de sportiv. Zilnic de luni până vineri, foarte mult, adică foarte mulți în timpul școlii făceau, nu știu, 5 ore de română, 5 ore de matematică, eu făceam 2 ore de sport, 2 ore de atletism,
pe zi, de luni până vineri, deci de la 8 la 10, nu conta că era iarnă, nu conta că era vară, și era și o regulă, iarna trebuia să venea antrenorul cu termometru și în... Și nu trebuia să, adică noi trebuia să ne antrenăm până la -16,4 grade. Wow, wow. Și erau, la un moment dat erau -16,2, vezi, nu -16,4, așa că continuați. Și o încălzire era urcatul până în vârful cetății, câteva ori o cetate. Pentru mulți acela este un efort imens, pentru noi era doar încălzirea. Pentru mine a fost când am vizitat-o. Da, deci da, era... Să știi. În vârf, 20-30 de ture de stadion, încălzire, atletism de performanță, de sport, cum trebuie. Nu este ușoară viața de sportiv. Aș propune să ne întoarcem în copilărie. Știu că te-ai născut la Deva. Cum ți-a fost copilăria? Mai ai frați? Nu sunt singur la părinți. Mai am o soră în Vitregă, care este cu 5 ani mai mare și trăiește în America. Spuneai mai devreme, Fabius, că preferai sărăcia și un confort psihic corespunzător, să spunem. Da. De ce ai spus asta? Acum, înainte să încep, eu sunt foarte bun în a comunica lucruri și acum, în acest moment, pentru că încep să intru în traume și în anumite elemente care îmi trigăruiesc niște emoții, simt cum îmi crește și pulsul. Pentru că încep să intru și știu că trebuie să intru treptat în lucruri. Și acum, cu o afirmație pe care am spus-o legată de preferam sărăcia, dar confortul psihic. Foarte multe persoane asociază o viață grea cu lipsa banilor, cu lipsa... Da. Și practic este foarte adevărat, nu este ok, dar am avut foarte rar... lipsa confortului psihologic, psihic, pe care ți-l oferă un părinte. Și acum poți intru în subiect? Sigur că okay. Da, sigur. Bun. Ce vreau să menționez din start este că nu o să-mi vinovățesc părinții, nu o să iară cu degetul, nu-i judec, doar o să trecem prin poveste și practic o să concluzioneze prin simplu fapt că sunt iertați, prin simplu fapt că atât era nivelul lor de conștientizare și de a înțelege niște aspecte. Scopul nostru aici nu este să învinovățim pe cineva, absolut, ci să vorbim despre anumite trăiri pe care le-ai depășit. Bineînțeles, nu ți este ușor să-ți amintești și să le povestești, dar la finalul interviului vom afla cine ești astăzi și asta contează cel mai mult. Perfect. Prima mea amintire. Undeva prin clas, undeva pe la grădiniță, țin minte că mama mea, datorită faptului că înainte să fiu eu, a consumat anticoncepționale, după care a pierdut o sarcină, după care am apărut eu, după care s-a reapucat de anticoncepționale încă o perioadă, datorită anticoncepționalelor, pe vremea aceea fiind niște anticoncepționale de, adică, să vă imaginați că marea majoritate a celor anticoncepționale din anii 90 sunt interzise acum, adică nu se mai comercializează, au fost scoase de pe piață pentru că cauzau foarte mult rău. Mama mea a intrat într-o depresie datorită faptului că și atunci toată partea asta medicală pe parte de depresie era, nu te simți bine, ia un antidepresiv. De acolo a venit căderea mamei mele, să zic așa. Datorită antidepresivelor, ea a devenit un pic, s-a schimbat, s-a schimbat dar realitatea, toată lumea avea ceva cu ea, toată lumea era împotriva ei, neamurile erau împotrivă cumva, mătușe, apropiații, orice apropiat, frații, surorile tatălui meu, pe toți practic au ajuns să fie îndepărtați, dar tot a fost strategic. Mai mult decât atât, mai rău decât o persoană depresivă pe antidepresive este o persoană care dorește să învețe și psihologie. Am ajuns la concluzia asta. Mama mea s-a apucat de facultatea de psihologie. Cei care au făcut facultatea de psihologie, știu că psihologia poate să fie folosită într-un scop foarte negativ, adică poți să manipulezi oameni. Și practic ea a început să aplice foarte multe teorii și elemente din acele cărți întunecate despre psihologie, pentru că după ce am crescut, m-am apucat să
a citit maica mea, cred că undeva la vreo 1000 de cărți, deci aveam o bibliotecă imensă. Doar despre psihologie? Doar despre psihologie și când am început să cresc, să conștientizez, am început să deschid cărțile, să văd, pentru că ea citea și activ. Deci și foarte inteligentă, activ. Sublinia toate ideile. Cum poți să manipulezi copilul? Cum poți să-ți faci copilul să se simtă prost? Cum poți să-ți faci copilul codependent de tine și să-l faci să creadă că doar tu ești salvarea lui? Există și o problemă psihologică, nu și mai știu cum se numește, în cadrul în care mamele cauzează rău fizic copilului ca tot ele să fie salvatoare. În cazul mamei mele, nu a făcut-o prin a îmi da pe ascuns porții mici de o travă, pentru că asta fac foarte multe mame în America, ca să fie tot ele salvatoarele. Și atunci a aplicat teoria psihologică. Acum, pe partea cealaltă, nici ea nu era într-un totul bine, pentru că, datorită faptului că tatăl meu a fost forțat să plece în Anglia, să muncească, de acolo, na, lipsa lui, certuri. Tatăl meu fiind un tată, nu a existat, culmea, nu a existat violență în familia mea, adică tatăl meu niciodată nu s-a atins de mama mea, el se oferă foarte energică, dar i-a plăcut viața, să spun. Nu a consumat alcool, nu a fost problemă, dar i-a plăcut viața. Și toate aceste lucruri au făcut-o pe mama mea să fie tot mai închisă și eu practic am devenit, dacă ei nu este bine mie, de ce să-mi fie bine direct? Adică cumva eu trebuia să sufăr cu ea sau lângă ea, dacă ea nu era bine. Deci chiar când era bine, eram eu bine, când nu era ea bine, era absolut imposibil ca eu să fiu bine. Și atunci am dezvoltat un comportament cameleon, se numește. Practic, în casă eram o persoană și în afara casă eram eu cumva. În casă tot timpul trebuia să fie totul foarte, foarte calculat. Fiecare cuvânt trebuia să-l gândesc, să-l analizez, să-l gândesc cu 10 pași înainte, că știu că cumva undeva la pasul 3 o să se întâmple ceva dacă nu-l spun bine. Țipete, urlete, trezit de foarte multe ori cu un pahar de apă în față noaptea când dormeam. De asta eu când dorm și acum am un reflex de a-mi pune mâna pe față cumva. Și știu că acest reflex se activează când există și un cumul de stres în viața mea. Și cum îmi pun mâna, îmi dau seama, ok, am activat stresul, el face o asociere cu acel stres cumva. Și mai mult decât atât, am și acel sindrom pe care l-au persoanele care pleacă din război. Noaptea când încerc să dorm, am tresar, dar eu nu tresar la modul tipic. Eu tresar de mișc tot patul, mă trezesc pe mine și mă sperie, efectiv mă trezesc eu în stare de anxietate și de panică. Noaptea vorbesc foarte mult în somn, mă lupt. Când eram mic, pentru că nu înțelegeam ce o traumă, ele deja fiind, adică le și aveam în comportament, mă trezeam, mă plimbeam prin casă, odată m-am trezit în frigider, am scos toate rafturile, nu știu, dar am asociat-o cu faptul că fiind un loc mic, închis și sigur, că probabil subconștientul meu l-a asociat cu un loc safe. Incredibil. Fabius, da, te rog. Când ai realizat că mama ta folosește tot ceea ce a învățat din psihologie într-un sens negativ? În clasa a patra, când am avut, de acolo a plecat și prima mea traumă care mi-a activat bâlbâiala, care probabil nu se vede, dar am un blocaj când încerc să comunic. Mi-am dat seama, atunci țin minte că era seară, a fost un eveniment în casă, negativ, nu am avut eu treabă cu el, dar el atât de tare m-a impactat pe mine, încât țin minte că m-am pus sub plapă, m-am început să plâng, nu înțelegeam, mă simțeam eu, din cauza mea se întâmplă ceea ce se întâmplă în casă. Și practic acel element a rămas cu mine foarte, foarte, foarte mult timp. Și de acolo am început să-mi dau seama. De acolo am început undeva prin clasa 5-a, 6-a. Mi-am dat seama că continuă. Aveam un turneu de basket pe licee,
unde erau, vă imaginați, erau 4 terenuri de basket, o curte de școală cu sute de copii, profesori și așa mai departe. Maica mea venind urlând a oprit tot evenimentul pentru că ea nu știa cine a luat camera de filmat. Camera de filmat o luasem cu mine, cu un amic care să mă filmeze. Și din acest motiv a venit, a dat acolo totul peste cap, a înjurat profesorii și de acolo a început să apare și vorba asta în cercurile mele, ea fiind o femeie foarte frumoasă. Mama mea și era numită mama aia frumoasă, dar nebună cumva. Lucru care te afecta, bineînțeles. Da. Afectează foarte mult când trebuie să joci teatru tot timpul constant. Ai emoții când vrei, când nu știu, să întâlniri cu școala, când ieși cu ea, când mergeam cu ea la cumpărători de 2-3 ori pe săptămână pentru că nu-i convenea că trebuie să, sau era frustrată că ea nu poate să-și trăiască viața cum credea ea probabil. Te simțeai o piedică pentru ea? Eu eram probabil o piedică. Probabil că eram o piedică atât timp cât în din nou, paharul cu apă, ajungeam să fiu scuipat. Adică eram scuipat în mijlocul și înjurat și un comportament foarte agresiv care eu tot timpul încercam să-l maschez de față cu alți oameni. Asta poate să confirme și toți vecinii care o știau foarte bine. Se întâmpla să aveți și momente de pace, momente, adică lângă mama ta, să simți momente faine de pace? Nu am o amintire. Desigur, existau momente de pace. Eu nu pot să spun chiar. Erau momente de pace reale sau erau momente de pace pentru că eram eu atât de bun să controlez situația. Și în general, aceste crize ale ei țineau câte 3-4 zile. Erau 2 zile de pauză. Tot timpul erau 2 zile de pauză pentru că obosea. Adică începea când mă întorceam de la școală, plecam la basket în acea tensiune, mă întorceam, continua până la 1-2 noaptea, poate 3 noaptea, pahar de apă în față, undeva pe la mijloc, trezit, după care în pauze mă suna în continuu, după care ajungeam acasă, continua. Și cumva la un moment dat se calma. Dar asta în general ținea 2-3 zile. Cam asta a fost, aș putea spune, clasa 5-a până când am terminat liceu. Deci până clasa 12-a. Wow, îmi dau seama că tu ai preluat rolul adultului în casa voastră. Și nu a fost deloc ușor, iar la vârsta aceea sau în clasa a patra să reușești să identifici niște lucruri atât de complexe, asta te dovadă că încă de mic aveai o gândire foarte complexă, așa cum mi-ai și spus. Care a fost apogeul trăirilor de acest gen? Păi erau, aș putea să le pun pe 3 etape. Etapa în care era scandal prea mult. A doua etapă era etapa în care eu trebuia să am grijă de ea pentru că era în căderea aia. În momentul în care faci scandal pentru o perioadă de timp, te obosești psihic, fizic și la un moment dat cazi, ea fiind pe antidepresive și neavând o fericire, cum considera ea, intra în depresie și atunci eu trebuia să am grijă de ea. Eu din clasa a 5-a învățat să-mi fac mâncare foarte des, să spăl haine, să fac curat. Și a treia fază era momentul în care pleca pe o perioadă de 3 luni, undeva prin ianuarie, februarie, martie, pleca în Anglia, da, tatăl meu. Un an tipic arăta în felul acesta, iunie, iulie, august, septembrie, eram în Anglia, fiind perioada de vacanță, nu am avut nicio vacanță de vară, cum au toți copiii, nu știu, e vară, hai să ne distrăm. Cum e normal să fie? Cum este normal, nu. Eu trebuia să merg forțat în Anglia. După care, în perioada de sărbători, adică decembrie, din nou nu puteam să mă duc la colindat cu prietenii, pentru că trebuia să plec, venea tatăl meu în țară și trebuia să plecăm la bunici. Ok. Și aceasta, a treia etapă, era când pleca ea atunci undeva la mijloc, în ianuarie, februarie, martie sau așa, și rămâneam singur. Cum era singur? Era, și acum mi-a scăzut pulsul complet. Era superb. Era perioada în care în acele 3 luni îmi trăiam viața mai mult decât și-o trăia un amic de-a meu poate într-un an. Ai deci, recuperat. Recuperai de fapt. Eu recuperam tot timpul. Acum poate ar spune mulți că eu am reușit să fiu și popular la mine în oraș,
am reușit să fiu și sufletul petrecerii. Adică eu reușeam să, nu știu dacă nu căutam asta cumva să compensez. Deci eu, pentru că lipseam vara, când se fac conexii, când se fac prietenii, când se leagă oamenii între ei, eu nu eram. De sărbători, din nou, nu eram. Și atunci eu trebuia să câștig tot acel timp pe care îl pierdeam și făceam în așa fel încât să-l câștig. Și mai ales că libertatea aceasta o simțeai când ea era plecată. Timpul... Aș vrea să spun, sigur, aici o chestie. Pentru că, normal, că controlul exista, fiind și din Anglia. Și din Anglia. Control, de exemplu, pentru că am fost forțat să-mi dezvolt niște strategii foarte interesante prin care îmi făceam anumite filmulețe în care mă spălam pe dinți, aveam câte 5 care mă spălam pe dinți seara când mă pun să dorm. Eu deja anticipam ce urma. Criza ei din Anglia și o anticipam. Și atunci eu îmi făceam serii de clipuri filmate în anumite contexte. Wow. Un exemplu simplu, în clasa 11-a, știu că am plecat la Cluj să mă întâlnesc cu o fată și am stat acolo vreo 3-4 zile și eu trebuia să fiu, pentru că am înțeles și cu unica mea, care ea tot timpul îi spuneam, tu dormi sau Fabius nu e aici acum. Eu aveam clipuri, îi trimiteam clipuri, când mă suna, spuneam că sunt în alte locuri, spuneam că sunt în tren, mă duc până la Timișoara, eu aveam o boxă pe care rulau un clip de pe YouTube cu sunet de tren. Vă puteți imagina, toate scenariile posibile eu le anticipam și reușeam să fac în așa fel încât să pară că ea controlează situația cumva, dar ea nu o controla. Eu deja ajusesem să controlez eu situația. Ai fost nevoit să înveți niște Am fost nevoit să învăț. Pentru că timpul trece foarte repede, da. Și îmi doresc să bifăm cele mai importante etape trăite de tine. Nici nu știu cu ce să continuăm. Știu că ai fost... Continuăm așa. Știu că ai fost arestat de 3 ori în Anglia. De ce? Dacă putem spune cât mai pe scurt. Și eu și tatăl meu. O să spun într-un minut. Și eu și tatăl meu am fost pe arest în Anglia de 3 ori. Și tatăl meu cred că de vreo 5 ori. Pentru cei care nu știu, în Anglia există niște legi mult mai stricte. Adică, să spunem că noi doi ne certăm. Eu, dacă sun la poliție că tu cumva te-am deranjat? M-ai deranjat, poliția vine și te ia pe tine și te pune pe arest 24 de ore. Oh. Deci aici e regula care sună primul. În Anglia, tot timpul. Chiar dacă când venea poliția, o vedeau că e pe influența medicamentelor combinate cu alcool, nu conta. Te lua. Asta era legea. Dezavantajul era că dacă te luau vineri, era weekend și nu funcționa la ei sistemul, era pe pauză. Și atunci trebuia să stai până luni în arest. Există această lege pentru că în trecut în Anglia se întâmpla ca să meargă acasă poliția la oameni și a doua zi ei să se omoare între ei. Și atunci regula era simplă. 99% din cazul, poliția nu pleacă cu mâna goală din casă. Și atunci toate cele trei situații s-au întâmplat în același context? S-au întâmplat în același context. În care una din ele, eu eram la mașină, lui taică-miu, o spălam, m-am trezit cu poliția. A doua, ieșisem din duș în contextul în care în ziua au fost acele scandaluri tipice. Țin minte că îmi schimbam Windows-ul la laptop, îmi reinstalam Windows-ul și m-am trezit cu 2 polițiști care au intrat. Așa trebuie să facem. Deci nu s-a întâmplat nimic grav? Nu s-a întâmplat nimic grav, dar pur și simplu a început să abuzeze de sistemul din Anglia. A început să-i vadă puterea pe care o are o femeie în Anglia, ca și pe partea de legi, și atunci profita la maxim de aceste lucruri. Fabius, când a început mama ta să consume substanțe stupefiante, să spunem, nu neapărat droguri, tu ai spus că și antidepresivele sunt considerate. Droguri pe care statul le consideră legale. Nu există nicio diferență între un antidepresiv și alte tipuri de droguri. Tot ceea ce contează este concentrația. De exemplu, în limba engleză, orice medicament se numește drug. Deci și atunci mama ta abuzează de aceste pastile? Și ea abuza de aceste pastile, lua doze duble, triple, după care au început să nu-și mai facă efectul, după care a început să le combine cu un pic de alcool. În momentul în care combine aceste medicamente foarte puternice cu alcool, adică să vă dați seama că
eu am luat la un moment dat un sfert de pastilă ca să pot să dorm și acum țin minte și atât de puternic a fost încât când m-am dus până în pat am picat pe hol. Mi s-a luat filmul pe hol. Ia la câte 3, 4, 5, 6, incredibil. 7. Și mai le combina cu alcool. Și toate aceste lucruri au dus că ea practic și acum continuă să le consume la fel. Și încă? Acum le continuă să le consume. Tocmai urma la fel, să te întreb cum este în prezent și dacă s-a schimbat în vreun fel starea. În prezent are niște certificate de partea medicilor că are depresie, un tip de depresie prin care este susținută, are rețetele compensate. Toată treaba este că eu am reușit să-i iau puterea. Puterea ei fiind tatăl meu, care a reușit să-l manipuleze în așa fel încât să facă tot ceea ce spunea ea. Poți să-mi dau un exemplu? Sigur. Când am reușit să plec de acasă, adică am terminat liceul, am plecat și după ea, în loc să mă ajute pe mine financiar, ea plătea, cu ajutorul lui tatăl meu, plătea detectivi să mă urmărească prin Cluj. Plătea taximetriști să mă urmărească prin Cluj. Și acolo am reușit tot eu să fac, depistam tot și reușeam să fac eu, din nou să o aduc în favoarea mea. Ok, taximetristule, te-am prins, mă urmărești, fii atent. Ceea ce faci tu aici este ilegal. Hai să facem așa, facem jumătate. Wow. Și facem o poveste, câștig și eu și câștig și tu. Ar fi foarte multe de discutat asta pe tema aceasta, doar da. Că nu avem timp. Știu. Te întreb care este relația ta din prezent, relația mea dintre din... tine și mama. Relația mea din prezent este comunicare foarte redusă, pentru că ea înțelege niște lucruri, adică le înțelege, dar în continuare își ține povestea ei. Pe scurt, eu încerc să mă oferez de persoane care au cel mai mic element toxic. Dacă nu vrei să-ți repare elementul toxic, eu sunt un radar de toxicitate și de comportamente alterate din partea oamenilor și atunci eu mă feresc și încerc să țin departe. Nu comunic cu ea. Ea îmi scrie destul de des, dar nu comunic pentru că știu unde duce. De fiecare dată când am dat cheie, știu unde duce. Din nou, e același model care continuă mai departe. Și în cazul de genul, e acea vorbă, da, dar e mama ta. Am auzit asta de la foarte mulți prietenii, familia ta, ok, hai în papucii mei. Hai în papucii mei. Tu vorbești din punctul tău de vedere, eu îți cunosc familia, îți cunosc părinții. Tu vorbești din experiența ta. Experiența ta este una bună. Tu nu ai putea să concepi ceea ce eu am trăit și cum am trăit. Așa că tu spui din punctul tău de vedere, dar dacă ai fi în papucii mei, crede-mă că ai fi fost mult mai rău. Practic, tu te-ai reinventat, putem spune. Știu că ai tăi nu au avut posibilitatea sau poate nu au vrut să te susțină financiar. Nu au vrut. Nu au vrut, ok, ca să faci o facultate. Da. Până astăzi, până în prezent, tu ai bifat foarte, foarte, foarte multe realizări. Da. Cum ai reușit? Datorită faptului că când eram mic, aveam un comportament mai agitat la școală, nu cauzam pericol, dar eram copilul ăla care nu asculta sau tot timpul avea întrebări. N-are sens asta la școală, de ce trebuie să învăț asta, de ce trebuie să scriu 20 de pagini, de ce? Și cumva am primit pe vremea aceea, venise organizația lui Bill Gates și Melinda Gates, care studiau toată treaba asta cu ADHD-ul. Și pentru că eu apăream acolo în registrul școlii că am tulburări de comportament, așa se numea în metodologia școlară, da. Am fost trimis și am fost diagnosticat cu ADHD. După care am primit un, tot așa, un calmant, care nu avea sens, l-am luat două zile, m-am simțit foarte rău și acum țin minte, am luat cutia, i-am zis la maică mea, eu nu mai iau asta în viața mea și l-am aruncat pe geam, după care m-am apucat de sport, cumva. Și de acolo s-a pus stop, cumva, n-am mai dat atenție ADHD-ului. Care este mult mai complex decât știu oamenii. Și după, pentru simplu fapt că nu au vrut să mă susțină, eu am decis din sport, pentru că am continuat pe partea asta cu sportul și cu fitness-ul, să ajut oamenii. Mi-am dat seama foarte rapid că oamenii nu reușesc să slăbească doar prin mișcare. Mi-am dat seama că metodologia și cursurile de antrenori nu funcționează, după care m-am dus mai departe. Ok, de ce nu funcționează? M-am dus un pic în partea medicală. Ok, acolo am deschis cutia Pandorei. Învață toate, studiază toate departamentele, toate specializările, toate bolile
cronice, de unde pleacă, cum pleacă, ce inflamații în corp, tot practic cum funcționează, după care m-am dus pe neuroștiință, că așa, există o legătură și acolo, după care pe partea psihologică, după care pe partea emoțională, după care pe partea de traume pe care eu le am la pachet. Și cumva de acolo, după care, ok, are sens, dar de ce nu se aplică lucrurile astea? Ok, hai să studiem economia, hai să studiem istoria sistemului de învățământ, să studiem istoria sistemului medical, să studiem istoria tuturor sistemelor. Pentru că toate se leagă, toate se leagă între ele. Foarte multă lume spune în online, dar tu ce ești expert în toate? Nu, nu sunt expert în... Nu trebuie să fii... Că aici oamenii un blocaj, nu trebuie să fii un expert în toate. Toate sunt complexe și interconectate, ca și organele noastre. Toate sunt conectate între ele. Și atunci, și în viața reală și în toate industriile în care noi suntem și cu care lucrăm toată ziua și interacționăm, ele practic sunt interconectate între ele. Așa. Ele sunt atât de complexe, ca și sistemul financiar, încât nu o să fie foarte ușor să le înțelegi. Și da, mi-am dat seama că sunt o persoană autodidactă. Mi-a plăcut foarte mult să fiu autodidact. Practic, tu te retragi în carapacea ta, ești din mediul toxic de acasă, este greu să spunem asta, da. Și te autoeduci. Uh-huh. Ajungi să deschizi o platformă, prima din România, dacă bine știu, de dietă și sport, prin care ajuți sute de oameni să trăiască să slăbească sănătos, pentru că putem slăbi și nesănătos, nu? Să fie sănătoși per total. Per total. Să fie sănătoși per total, pentru că tu degeaba vrei să slăbești dacă ai o inflamație în corp. Tu degeaba vrei să slăbești dacă ai diabet, degeaba vrei să slăbești dacă ai hipertensiune. Degeaba vrei să slăbești dacă ai orice altă problemă. Prima oară trebuie să targetăm problema reală, să vedem ceea ce tu mănânci și nimeni nu face asta. Noi practic analizăm oamenii ca și prin pas introduc poze cu farfuria lor. Știi că sunt foarte multe aplicații, introduci atâtea calorii, atâtea calorii. Da, exact. Nu poți să faci asta. În contextul nostru nu putem compara un piept de pui la grătar cu un piept care are 25 de grame de proteină cu un piept de pui făcut în ulei prăjit, să comparăm proteina dintre cele două. Nu există. Asta vine cu inflamație și îți menține o chestie negativă în corp versus asta. În schimb, sistemele de monitorizare de calorii nu fac asta. Proteine, proteine. Nu contează de ce calitate e. Și aici ne putem duce în toate tipurile de mâncăruri. Cred că subiectul acesta îl poți continua la colega mea, Consuela. Sigur, scuze. Pe partea de... Nicio problemă, este foarte bine ca și telespectatorii, comunitatea, spunem cum să afle câte ceva despre nutriție și dacă își doresc să știe mai multe despre tine, îi invităm pe Instagram-ul tău. Fabio Santa. Instagram, exact. TikTok, toate. De ce primii tăi clienți au venit din Statele Unite, Mexic, Franța, Spania, Anglia și nu România? În 2016 nu exista, în România abia începuse să fie popular mersul la sală. Apoi să vorbim de antrenamente online, antrenamente printr-o aplicație. Acum toată lumea există o asociere. Și atunci cum adică să fac pe o aplicație? Și atunci am fost forțat să-mi caut clienți din afară care în țări în care exista acest concept cumva și oamenii aveau o asociere și pentru că aveam un preț mai mic decât concurența din acea țară, eu fiind în România, am ajuns să lucrez cu oameni din Germania, din Mexic, din America, din state diferite. Până când au mai trecut ani, după care m-am dus pe partea de corporații, acolo am mai început să analizez comportamente, am început să repar pe bune probleme de sănătate sau să le încetinesc și practic acolo am intrat în contact cu foarte mulți specialiști, cu foarte mulți medici și practic acolo am ajuns să-mi încarc bara. Mie așa îmi place să o numesc, orice subiect sau orice idee foarte complexă, eu am o bară în spatele creierului și o încarc. Și până când ajung la 100% înseamnă că am înțeles totul cum funcționează. Și s-a încărcat și această bară cumva. Și eu am stat până când am acumulat atât de multă informație încât acum e totul foarte ușor de pus în aplicare. Fabius, ai trăit multe traume care mie îmi place să cred că într-un fel sau altul te-au
te-au ajutat în ceea ce ai devenit astăzi. Ai studiat mult, foarte mult, extrem de mult. Ai multe realizări, dar te întreb acum, care este cea mai mare preocupare a ta din prezent, în afară de ce ai realizat și pentru ce ai luptat până în prezent? Mi s-a mai pus întrebarea asta și de fiecare dată nu știu să răspund la ea. Cred că caut o zonă, eu sunt într-un mod de luptă constant în interior, este un mod cronic, e o luptă ce cronică. Ce fel de luptă? E o tensiune cronică bazată pe ultima traumă pe care nu pot să o repar, este acea tensiune pe care mi-a creat-o mama mea, prin simplu fapt că nu tot timpul, pentru că tot timpul trebuia să fie o problemă, creierul meu s-a obișnuit ca tot timpul să fie ceva. Și atunci eu tot timpul sunt într-o tensiune. Alertă. Alertă. Și atunci, acum sunt pe punctul de a ieși complet din ea, dar nu sunt sigur dacă cumva o să-mi facă bine. Sau poate ăsta este modul meu de a funcționa mai departe. Analizele arată foarte ok, deci nu sunt, adică nu-mi fac rău. Ok, ai devenit cumva dependent de această stare. Stare, da. Dar eu cred că te vei detașa de ea. Clar. Cu timpul. Chiar ieri îți urmăream Instagram-ul și spuneai într-un story că ai ajutat foarte multe fete tinere să renunțe la anticoncepționale și mai apoi la antidepresive. Repet, fete tinere. Da. Care este, până la urmă, ai menționat ceva și mai devreme despre asta, dar care este legătura, s-ar întreba cei de acasă, între anticoncepționale și antidepresive? Într-un final, acum 2 ani când spuneam aceste lucruri, eram numit nebun. Sunt foarte multe locuri cu care eu am fost numit nebun. Acum persoanele alea vin și spun: wow, ok, ești în față cu multe lucruri. Pentru că sunt față pentru că stau și citesc și ascult lucruri plictisitoare pentru oameni. Adică, da. Și practic, lucrurile sunt simple. Anticoncepționalele, la baza lor, ele sunt formate din hormoni. Acei hormoni, noi funcționăm pe bază de hormoni. Corect. Suntem un hormon viu, mare. Exact. Și atunci, pentru că noi introducem anumiți hormoni în corp, acei hormoni alterează funcțiile hormonale ale noastre interne, automat ne alterează realitatea, percepția și modul cum funcționăm în societate. Asta este o parte. A doua parte este că ele la rândul lor, pentru că noi când introducem un hormon în corp, corpul nu mai produce hormonul acela natural. Sunt semnale. Avem, nu mai avem nevoie. Și acolo apare problema, pentru că nu putem să comparăm cu un hormon sintetizat și un hormon care îl produce corpul, care el știe să-l producă cu precizie. Nu că am eu anticoncepționale personalizate și concentrație de... Stai că concentrația aia de diferență de un nanogram o face imensă pentru corpul pentru tău și corp, cumulată îți afectează tot corpul. Și de acolo, practic, în general, femeile care consumă anticoncepționale, în general, repet, vorbim de acel 80%, nu de 20%. Pentru că oamenii tind să vorbească doar acel 20%. Da, dar e genetic. Ok, hai, până la genetic, mai sunt multe lucruri în spate. Și, practic, acea afectare care se întâmplă în corp, în timp duce la o stare depresivă. Depinde de tine cum e structurată ca persoană. După care te duci la un specialist și continuă mai departe. Continuă mai departe. Ok, hai că îți dau și un antidepresiv ușor. Și de acolo vine... Și mai mare dependență. Căderea. Un lucru foarte important și simplu pe care pot oamenii să-l aplice. Toți hormonii noștri sunt produși în intestin. Dacă tu nu-i oferi corpului alimente sănătoase, intestinul tău, microbiomul tău, nu poate produce hormonii de care tu ai nevoie. Automat nu te vei simți bine. Poți să te duci, ajută terapia, ajută psihologii, ajută toate aceste lucruri. Dar nu, aceștia, din punctul meu de vedere, sunt 30%. Dacă tu nu ai restul de 70% corect, nu va funcționa. Te duci și încerci să deschizi o ușă cu o cheie care nu funcționează bine. Și eu, practic, ce am făcut este că în perioada de 3 luni de zile am analizat toate aceste lucruri, am analizat alimentația din familie, că de acolo pleacă. Timp de 18 ani tu ai alimentația în mare parte pe care o are familia ta, deci dacă familia ta are o alimentație proastă și tu vei avea proastă. Acum, mulți se întreabă, dar de ce părinții mei nu au asta? Și eu dezvolt problemele astea de la o vârstă foarte fragedă. Pentru că părinții nu au, în primul rând, n-au crescut în capitalism unde orice produs reprezintă o economie.
La final, eu mâncam mâncare sănătoasă și fără aditivi, fără modificări. Acum, pentru că toată lumea mănâncă în mare parte cu foarte mulți aditivi, tu ca și copil, când ești mic, ești mult mai, ești mult mai sensibil și vei dezvolta foarte multe probleme de sănătate. E foarte greu să dezvolți un astm, de exemplu, când ești adult sau probleme respiratorii. E mult mai greu. În schimb, când ești copil, e foarte ușor să dezvolți, pentru că pentru că ești mic. Uh-huh. Și tu, practic, începi de la o vârstă fragedă, când ești sensibil, și te reglezi complet. Tu, când ajungi la 18-19 ani, tu ești pe dinăuntru, tu ai 18-19 ani, dar tu pe dinăuntru ești ca un om de 40. Uh-huh. Dacă, apropo de asta, de alimentație, dacă ne uităm pe contul tău de Instagram, te putem vedea prin supermarketuri, analizând diverse produse alimentare și nu numai. Cum reacționează oamenii la asta? Îi simți preocupați? În primul rând vreau să specific că eu nu analizez neapărat produse, ci încerc să analizez gamă pe partea de lactate, gamă pe partea de dulciuri. Deci eu nu o să mă duc niciodată pe produse individuale și nu mă iau de acele branduri. Oamenii cum reacționează? În proporție de, cred că 70-80%, interpretează greșit și își apără propriile lor credințe pe care le au. Adică în loc să fie deschis, bă, are sens poate ce spune asta, dar nu. Este atât de bine, adică nu vor să schimbe anumite crezuri pe care le au și automat răspunsul lor este negativ. Este cine ești tu, ai nebunit, asta înseamnă că trebuie să mâncăm doar ierburi, asta înseamnă că nu. Dar eu vorbesc de o extremă și ierburile sunt cealaltă extremă. Exact. Dar chiar și psihologic vorbind, este mult mai greu și trebuie să depui mult mai mult efort ca să analizezi lucrurile undeva la mijloc. Adică ai nevoie de un pic mai mult, să depui mai mult efort în ceea ce analizezi și gândești ca să vii cu un răspuns de mijloc. Noi, oamenilor, nu ne place să ieșim din zona de confort, exact, și să ne dezicem de anumite obiceiuri care ne aduc plăcere până la urmă, căci asta găsim în toate supermarketurile. Este o plăcere gândită. Alimente gustoase, dar nu sănătoase. Alimente gândite și structurate de departamente de psihologi, psihiatri și chimiști care sunt făcute special ca ție să-ți altereze gustul încât tu să devii obsedat de acel produs. E simplu. Așa cum spuneam, sunt multe de discutat pe marginea acestui subiect. Da. Eu pun întrebările, tu răspunzi așa cum simți și, de fapt, realitatea pe care tu ai trăit-o. Este adevărat că din profilul tău psihologic reiese că ar fi trebuit să fii toxicoman și o persoană foarte agresivă, în special criminal? Da. Da? Așa reiese. Pentru că așa se aplică în contextul în care oamenii nu depun efort să iasă din zona de confort și să nu să-și schimbe identitatea. Și atunci trebuie constant să-ți schimbi identitatea și să tot timpul să te asculți. Care e triggerul, trebuie să-l schimbi sau să-l scoți din viața ta. Deci da, dar asta nu se aplică. Orice element, adică dacă ție îți spun, de exemplu, uite, mie nu-mi place expresia asta, cuvântul ăsta sau modul ăsta de a-mi spune o informație. Modul ăsta îmi activează o traumă și mă duce și eu o să ajung să fac o asociere cu tine negativă. Poți să spui propoziția asta în alt sens, adică același informație să o împachetez altfel, ca eu să nu îmi activez ceva împotriva ta. În momentul în care dacă spui, și cred că asta ar ajuta foarte mult în comunicarea între oameni și în cupluri și peste tot, pentru că oamenii ne trigăruim unii pe alții. Și dacă tot ținem la noi, uite, în loc să mă cer cu tine, că de fapt când se ceartă oamenii, se ceartă copiii din ei. Nu se ceartă adulții, se ceartă copilul care sau are o traumă. Hormonul, da, hormonii. Da. Și practic, dacă spui ok, hai, învelește informația asta în alt fel. Aceeași informație, dar mi-o spui altcumva, o să-mi fie mult mai bine și o să o înțeleg. Pentru că dacă tu îmi trigăruiești, eu nu mai ascult informații. Eu sunt emoțional și nu te mai ascult după. Acum, uitându-mă la tine, aflându-ți povestea, îmi dau seama că ți-ai sfidat traumele, ți-ai sfidat problemele care în mod normal te-ar fi dus undeva foarte jos, dar tu ești la polul celălalt. Care crezi tu că a fost factorul principal care te-a ajutat să reușești, să învingi?
Nu am acceptat niciodată rolul de victimă. Nu am acceptat, chiar dacă am crescut într-un mediu de numai victime erau în jurul meu și probleme, nu am acceptat niciodată acest rol, niciodată nu am acceptat să, vai de mine, eu am avut probleme și tu trebuie să mă înțelegi. Nu. Bagajul meu emoțional nu este, nu este datoria ta, de prieten, parteneră și așa mai departe, de business, de parteneră de viață, nu este rolul tău să mă repare pe mine și nu este rolul tău ca eu să vin să mă descarc pe tine sau să am așteptări de la tine. Ăsta cred că este lucru cel mai important. Și nu accept rolul de victimă în orice, nu-l accept de mic, nu-l accept. Și credeți-mă că eu am consumat content din America, adică am avut acces la toate teoriile astea, cu depresii, cu toate, nu am acceptat absolut nimic. Cum vezi tu lucrurile? Dar, aici oamenii cred, dar eu nu pot. Eu nu pot să fac asta, că eu am gânduri și am gânduri. Și am gânduri negative. Dacă aș putea spune, eu sunt o persoană cronic depresivă, 24 din 7, dar eu nu las partea aia sunt personalități și eu nu o las să fie în față. Nu. Vreau să fiu ok în față. Plus că tu te lupți cu acea presiune continuă, da, de care ne-ai povestit mai devreme. Da. Deci dacă mama ta citește sute spre 1000 de cărți de psihologie și informația asta o folosește într-un mod negativ, care ție ți-a făcut rău, tu citești la fel de mult, da, dar în alt, cu scop bun. Cu alt scop. Da. Wow, felicitări pentru asta. Mulțumesc. E scopul, da. E vorba de cum simți tu că ar trebui să fie bine pentru tine. Știu că sună clișei, că trebuie să tragi de tine, că trebuie să, că poți să faci, că toată lumea poate. Da, dar trebuie să stai tot timpul să ieși din zona de confort. Tot timpul trebuie. Asta trebuie să fie de ce momentul în care intru în zona de... Eu cred că mi-este frică să stau în zona de confort pentru că vin balaurii din spate. Așa e, da. Și atunci eu, ținându-mi tot timpul creierul ocupat, balaurii nu vin. Și eu folosesc asta în... Eu caut dezavantajul, tot timpul de mic dezavantajul folosesc în avantaj. Când mă îl băiam, că aici acum acest termen de bullying, trăim în toată lumea este bullying. Exact. Bă, părerea mea personală că bullying-ul din ziua de astăzi este infinit mai mic decât bullying-ul care a fost la mine, generația mea. Că bullying-ul ăla când venea profesorul și îți rupea liniarul peste degete. Bullying-ul ăla care îți luai bătaie, acum nu se mai bat copiii. Bullying pentru că mă bâlbâi, când se zicea la clasă Fabio Santal, începea distracția în clasă, că dați seama. Dar eu am folosit în avantajul meu. La școală, de exemplu, în loc să fiu scos la tablă prin surprindere, că știau profesorii că mă bâlbâi, eu tot timpul m-am dus la prof, zic, uitați, nu mai vreau să ies pentru că râd de toată clasa. Spuneți-mi din ce mă ascultați data viitoare și eu vin în fața, în primă bancă și scriu. Doar că eu veneam pregătit, eu nu mai eram luat prin surprindere pentru că pe mine nu mă putea ridica în fața. Și atunci eram tot timpul pregătit, învățam rapid. Și tot timpul eu l-am 90 la răspuns în fața tablei, nu exista unul. Deci am folosit ceva rău în avantajul meu. Aș fi tare curioasă să știu unde au ajuns cei care au folosit bullying-ul din generația ta, pentru că tu ai ajuns undeva foarte departe. Mulțumesc. Iar pentru asta ești apreciat. Mulțumesc. Și mă bâlbâi și eu. Cu siguranță cei de acasă... Nu, și eu sunt o bâlbâită, okay. Deci în fiecare emisiune mi se întâmplă. Cu siguranță cei de acasă te vor aprecia foarte mult. Și acum, pentru că oricum timpul a expirat. Ok. În două, trei vorbe, un sfat neașteptat pentru telespectatorii noștri. Un sfat neașteptat. Și vital. Da. Ieșiți la lumină în fiecare zi. 20-30 de minute, obligatoriu, ca să vă simțiți bine. Și încercați să nu vă certați de față cu copiii, încercați să nu dați vina pe copii și încercați să vă educați și să învățați, că acum există informații despre cum poți să crești un copil cum trebuie. Aceeași informație poate să-l traumatizeze și tot aceeași informație poate să-l ajute. E vorba cum o
împachetezi informația. Cred că ăsta ar fi sfatul cel mai bun. Îți mulțumesc din suflet. Și eu mulțumesc. Dragi telespectatori și prieteni, vă mulțumesc că ați stat până la final. Nu uitați, emisiunea Spune-mi Cum poate fi urmărită în fiecare duminică de la ora 20 pe toate rețelele de cablu din România, dar și pe canalul nostru de YouTube A7 TV. Vă aștept aici cu noi povești de viață impresionante. Până atunci însă vă doresc să aveți parte de zile fără griji. Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.